martori care au fost audiați astăzi s-au autoincriminat, deci ei practic descriu că au săvârșit anumite fapte infracționale, după părerea noastră, ori utilizarea într-un proces de judecată a unor probe obținute de la anumiți complici este, și garantându-se acestora o anumită imunitate, este contrar articolul 6 din Convenția CEDO. Și aici îmi fac referire la următoarele circumstanțe concrete. De exemplu, un fost președinte de bancă spune că niciodată nu a verificat dosarele de creditare prin care s-au acordat mai multe credite neperformante și acești bani erau destinați pentru Elon Shore. O altă persoană, care fiind director de companie de leasing, la fel nu a respectat legislația și nu a informat CNA-ul cu privire la tranzacțiile suspecte care se făceau pe cele timpuri, ori toate acestea luate împreună nu fac altceva decât să ne demonstreze că acești martori au un statut mai degrabă de complice,